încercăm ca la finele acestui an, deci Inspectoratul General pe Stații de Urgență și-a propus ca la finele acestui an să definitiveze implementarea unui sistem național de management al situațiilor de urgență. Este un sistem național care va conecta centrul de comandă pentru situații de urgență al Inspectoratului General cu centrele județene de comandă pentru situații de urgență, facilitându-se și schimbul de informații între județ și nivelul național, fiind unul foarte simplu și foarte rapid. Acest sistem va putea comunica și cu sistemul unic de apel 112, vom putea prelua datele de acolo. Acest schimb de informații, ajutându-ne să efectuăm analize, să descoperim tendințe și să putem valorifica mai bine informațiile legate de acțiunile de intervenție pe care le desfășurăm. Am deschis și câteva site-uri de internet nou, am deschis conturi pe Facebook, pe Twitter, încercând să deschidem un dialog mai bun cu cetățeanul în calitate de beneficiar al serviciilor pe care noi le oferim și nu în ultimul rând colegii noștri care pot să-și exprime puncte de vedere vis-a-vis de evoluția instituțională.